Bună dimineața, bună dimineața și bine ne-am reîntâlnit, dragi prieteni, la o nouă ediție a matinalului, cea de nou-nouță. Deci până la ora 9 o facem una veche, dar până la... acum e nou-nouță. A matinalului nostru de astăzi, joi 29 iunie. 29. Bună dimineața, domnul Cotos. Bună dimineața, bună dimineața. Astăzi alături de noi jurnalistul de la Săptămânalul de Rădăuți, Florin Cotos. Dacă tot e 29 iunie, trebuie să spunem așa, unul, că e final de lună, da? Că mai e doar ziua de mâine și gata cu luna iunie. Nebună luna, o să comentăm noi în această dimineață vis-a-vis de această lună. De asemenea, de astăzi, nu? Parcă așa am reținut, încep zilele Rădăuțiului. Au fost zilele Sucevei. Așa ați reținut? Cum? Așa ați reținut? Eu, nu așa e? Așa, nu știu. Chiar nu știu. Chiar nu știu. Deci, prima dată la mulți ani. Da, la mulți ani tuturor, Petru, Pavel, tuturor celor care și... Așa, când am ajuns la... Așa, ca să... Înainte de a ajunge la Rădăuți, zilele Rădăuților și așa. Nu, am înțeles. Parte. Deci adică aveți... partea bună. Aveți câteva lucruri de spus, așa că începeți cu ce e bun. Și, de asemenea, dat fiind faptul că e mare sărbătoare la noi românii, la noi creștini. Astăzi, Sfinții Apostoli Petru și Pavel. Tuturor celor ce poartă numele de Petru și derivate, și Pavel. La Pavel ar fi Paula, nu? Ca... Nu știu. Da? Nu știu cum se consideră, cum se spune. Așa e, da? Am primit... La mulți ani tuturor. Asta e important, să vă simțiți bine în pielea noastră, mai ales că acum e cald, e frumos, e bine... Da, la mulți ani tuturor. Ce se face, ce nu se face, nu? E sărbătoare Cruce Roșie. Da, da. Nu se face azi. Nu se fac multe, nu? Depinde ce serviciuai. Adică, chiar nu știu, să fie mari interdiții. Eu aveam așa o supărare pe această sărbătoare când, în copilărie, pentru că în perioada asta începeau să nu se mai găsească cireșe. Știam, era semnalul că până la Petru și Pavel apar cireșele, după care nu mai sunt cireșe. Și e grav când nu mai sunt cireșe. Da, după Petru și Pavel... Așa, încep să nu mai... să nu se mai găsească. Să nu... Cumva e ultima strigare. Da. Așa cum Sfânta Mărie, spre exemplu, era ultima strigare la făcut baie în râul Suceava, pe la Straja. Dar după se răcea atât de tare afară vremea, încât sigur nu mai prindeai. Și așa, era o tristețe. Domnul Cotos, eu sunt cu totul de acord cu dumneavoastră, dar multe s-au modificat de când eram noi mici, știam noi unele lucruri, dar multe s-au modificat și de săptămâna trecută încoace, dacă stăm bine și ne gândim. Așa încât nu știu dacă mai putem noi să ne bazăm chiar pe toate lucrurile așa cum erau înainte. Mă uitam numai puțin la această oră, sunt 18 grade Celsius în Suceava. Da? La această oră. Și văd așa că urcă până la 31 prognozate pe la ora 15. Și urmează azi, mâine, poimine, tot așa, 30, 32, 30. Duminică scade destul de mult, sau cel puțin așa pare pe telefon, pentru că de la sâmbătă 32, duminică scădem la 24. Iar luni 21. O diferență de cât 11 grade în două zile. Asta este bucuros și le-am duce toate. Treaba asta am văzut acolo, m-am uitat și eu acum o dată cu noastră, duminică, cu ploi, cu vijelii, cu... Da, păcat. Păcat, bun, am rămas în aceeași zonă a zilelor municipiului, încep zilele municipiului... Impropriu spus, de fiecare dată am cerut mai multă atenție cu aceste titluri. În Rădăuți există Festivalul Arcano, care are tradiție, unde vin foarte multe formații din țară, formații, trupe, tot ce înseamnă această zonă de folclor este acoperită național și internațional, dacă bugetul o permite. Aceasta este o componentă. A doua componentă, cea care generic cuprinde zilele municipiului, aduc în atenția, dacă doriți, a rădăuțenilor, tot felul de alte manifestări care cumva s-au lipit, să spunem, de Festivalul Arcano.
Iar cea mai importantă, mai nouă activitate în cadrul zilelor municipiului o reprezintă activitatea de comerț, unde tot felul de domn, doamne, vând mici bere și alte produse asimilate în centrul Rădăuților. Altceva serios nu este. Dar este un motiv pentru care primăria Rădăuți, și eu nu înțeleg de ce, an de an, blochează cea mai importantă arteră din municipiu. Practic, o parte din drumul național este blocat pentru a face acces acestor firme care vând diverse, care fac un act de comerț. Sau acelor cu tirii bombe, acelor cu tot felul de știu eu, utilaje care ar trebui într-un fel sau altul să atragă atenția rădăuțenilor. Ei bine, de ani buni, rădăuțenii nu sunt încântați de ce se întâmplă acolo, pentru că gândiți-vă, pur și simplu centrul e blocat, nu ai cum să te miști de niciun fel. Este o activitate care se adresează în special locuitorilor comunelor vecine Rădăuților, care vin la tot felul de spectacole ce se organizează acolo printre mici și bere. Iar rădăuțenii, cei mai mulți dintre ei, pleacă în concediu în perioada asta. Este cunoscut. Dar mai ales și ei din centru sunt sufocați. Li se explică de fiecare dată de la primărie, mai rezistați 2-3 zile, că nu o să muriți 2-3 zile. Și cam la asta se reduc zilele municipiului. La hamsi, la mici și bere. Pe principala arteră a municipiului. Dacă până ajunge primar, domnul Nistor Tătar, se arăta împotriva unor astfel de demersuri și spunea chiar la un moment dat că va găsi o altă locație pentru, nici nu știu cum să numesc activitatea care se desfășoară acolo, ei bine, de data asta, la un an după ce a fost ales primar, a ajuns la concluzia că locația cea mai bună tot e asta. Așa că celor care vor să treacă prin Rădăuți, au drum prin Rădăuți, îi avertizez că mai bine ocolesc prin marginea sau prin Dornești, prin partea cealaltă. Rădăuțiu va fi de nepătruns. Nepătruns, să spunem. Va fi foarte greu ca să treceți prin Rădăuți și să ajungeți, să mergeți încolo spre Putna, să mergeți încolo spre marginea. Așa. În rest, sunt niște oameni care se vor bucura foarte mult de ce se întâmplă aici, pentru că actele de comerț presupun mai multe activități. Sunt curios care sunt motivele pentru care, sau care i-au determinat pe cei de la poliția rutieră să dea aviz pentru închiderea unui drum public, cum dau an de an de an de an. Nu știu, care nu le-am văzut niciodată pe ele, pe acele avize. Am văzut, în schimb, o mare, știu eu, cooperare între funcționari de la diverse instituții. Acum 2 ani, dacă vă mai amintiți, atunci când nu avea Rădăuțiu nici primar, nici consiliul local și nici secretar și toată funcționarimea de la diverse instituții din Rădăuți s-au unit și au fost de acord să au ales ei la fel centrul Rădăuților în loc de manifestare pentru zilele municipiului și au angajat atunci și cea mai scumpă trupă din România. A venit Holograpul cu 10.000 de euro pentru un spectacol în centrul Rădăuților. De asta spun, nici nu mai știu dacă mai contează primarul sau părerea primarului. Există acolo, pe la diverse instituții ale statului, oameni dispuși oricând să treacă peste nevoile rădăuțenilor pentru a satisface nevoile altor rădăuțeni. E, asta este, vor trece ele și cele câteva zile. Păcat, am văzut că va ploua duminică, nu știu, nici nu știu ce spectacol au. Deci, am înțeles că vin unii, alții, nu știu mai contează. Nu vin Boniem? Da, Boniem era specific, aia de Revelion doar. Boniem, Revelion dacă vin să se recunoască, să cităm pe un fost primar de acolo. Da, Boniemul este specifică Rădăuților. În rest, despre ce să vorbim? Din punctul meu de vedere, zilele Rădăuților, repet, nu se adresează rădăuțenilor, se adresează mâncătorilor de hamsi și de mici și bere, atât. Și celor care, la sfârșit de activitate, pot merge liniștiți în concedii, că a mai trecut și acest an și totul este în regulă. Este la un moment dat și de, nici nu știu cum să caracterizez, un oraș în care infrastructura este cum este, abia au reușit să asfalteze câteva... Da, te las să termin și după aia spun și eu părerea mea. Ok, adică... păi nici nu... au reușit să asfalteze câteva drumuri și dintr-o dată găsim întotdeauna resurse ca să satisfacem capriciile unor funcționari mai degrabă. Asta spun eu. Așa. Da, acum... Sunt multe probleme discutate din punctul ăsta de vedere, dar
Să știi că mi-am adus aminte chiar zilele astea, când am fost printr-o țărișoară, așa, un nițeluș mai civilizat, îndrăznesc eu să spun, decât a noastră, respectiv prin Germania, la un moment dat, tot așa, într-un orășel, nu München, nu, că nu, Suceava nu se compară cu Münchenul, dar un orășel mai mic decât Suceava, da? Aveau sărbătoare în centru, da? Așa. Deviat, frumos, deci nu aveai nicio problemă faptul că în centru se mâncau, ei n-au mici, ei au cârnați de aia, vârși de aia, de ai lor și beau bere, că asta fac, da? Și în centru localității respectiv veneau trupe, cântau, bine, lucrurile făcute mai pe față și sărbătoarea... Erau mai mult de două străzi în orașul ăla? Da. Ok. Ok, în cazul ăsta poți devia circulația din centru. Păi, dar e o bună ocazie să... Să ce? Să-ți asfaltezi, să faci... Dar vorbești, despre lipsa, vorbești despre lipsa unei șosele de centură care să decongestioneze drumul, să decongestioneze orașul. Dar nu era vorba de barieră? Și o barieră, vorbești de bariere, de toate aceste aspecte. Și tu blochezi pentru o săptămână principala arteră din oraș, pe acolo... ajungi la Frătăuți, pe acolo ajungi la Putna, pe acolo mergi la Marginea. Da, nu e o singură stradă. Aia. De acord, perfect de acord, poate fi o activitate comercială foarte bună. Du-mi undeva într-o zonă unde să nu... De activitate comercială, așa, și organizat așa cum trebuie. Era apă acolo, spun, erau toalete acolo unde ați fost dumneavoastră. Cum? Era acces la apă potabilă. Tarabele aveau acces la apă potabilă, aveau acces la toaletă și așa mai departe. Deci, ține de unei să iei doar exemplu că ei au putut bloca un drum, în condițiile în care aveau și alte drumuri pe unde puteai pleca, pe unde puteai să circuli, și alta e să vii să... pur și simplu să nu-ți pese de ce se întâmplă în orașul ăla, de cetățenii acelui oraș, și blochezi o arteră principală. Pentru că, nu, fericirea unor oameni trebuie satisfăcută an de an. Asta este, nici nu... Nu a unor oameni, cât zic eu a rădăuțului, a rădăuțenilor, pentru că până la urmă e sărbătoarea rădăuțului, la fel l-am perceput. Mie, spre exemplu, spun sincer, pe mine mă deranjează că zilele Sucevei se fac la mall, știi? În parcare. Nu știu, nu-mi place. Ce-ați fi spus dacă zilele Sucevei ar fi fost organizate în față la Mex, să spunem, sau nu știu ce? Și toată șoseaua ar fi blocată și dumneavoastră ați fi traficul deviat pe stânga-dreapta, că așa a vrut un nu știu cine. Deci ce-ați asta cu blocarea traficului e într-adevăr o problemă. E aceeași... Și, da, bun, da, cât e să nu blochezi acolo? Folosești într-adevăr piațeta aia centrală, adică la Revelion se blochează... Sau cu alte ocazii se blochează? Nu. Păi ce nu se folosește? Și tot în centru, și tot, nu? În centru și tot în multă lume. Am dar înțeles. Dar deci... nu mai încap tribombele de comercianții de Hamsi. Asta am e toată înțeles. Treaba. Da. De aici pleacă problemele. Bun. Trebuie să fie cât mai mulți comercianți ca să meargă treaba bine. O să vedeți, domnul Cotos, că după ce o să vă mute zilele în parcare, nu o să vă mai placă deloc. O să vreți înapoi în centru. Nu știu, o să mute, stați calm. Deci nu. Nu o să mute. Nu o să mute, eventual vor mai găsi un drum pe care să-l blocheze. Dar până la urmă, cum rămâne? Boniem, ne Boniem. Nu știu, habar n-am, cargo, am înțeles. Gypsy bine, Kings, nu Gypsy Kings. Cum a fost toată Gypsy povestea? Mulți. Mulți Gypsy, majoritatea King. Așa e? Așa e, da, acest tip de sărbătoare în felul ăsta se manifestă. Ce așteptări aveați? Adică nu... Da. Ce credeați? Că vin la sesiuni de comunicări științifice? Noi putem crede orice? Da, vin cu hoții lor de buzunare, vin cu tot. Adică dacă când se închiriază terenul, se închiriază cu toate serviciile. Deci nu... Tot acâmul. De asta, deci fericirea nici măcar a băștinașilor, nici din punctul ăsta de vedere nu-i. Am înțeles. Da. Acum, mai în glumă, mai în serios, chiar nu înțeleg de ce la astfel de activități în Rădăuți. Nimeni, cel puțin la poliția rutieră. De fapt, înțeleg, ca să nu mai... mi-a explicat cineva anul trecut când întrebam la ce Cotos ne face nouă regulile în Rădăuți. Opriți drumul. Ceva de genul ăsta a venit din zona asta poliției. Da, e pentru toată lumea. Cum să vă explic? Este pentru toată lumea. Care e problema? Problema oare la Cotos, că e nervos el? Nu.
pe el îl interesează banul public și nu știu ce. Nu, toată lumea e fericită din instituții. Aha. Da, chiar la un moment dat săptămânalul de rădăuții își propusese și ne gândim și anul ăsta să premiem o tombolă a bonurilor fiscale, să facem și noi de la zilele municipiului. Să facem și noi o tombolă a zilelor, să dăm și noi un premiu pentru cine vine la noi cu un bon fiscal eliberat de la de un chioșcar de acolo. Asta așa, pentru știu eu, pentru divertisment în final, nu? Și să susținem activitățile statului de combatere a unor activități pe care în unele situații, care sunt considerate în unele situații ilegale. Da, noi, asta este. E, pentru majoritatea rădăuțenilor este startul concediului, în sensul că pleacă din Rădăuți. Cu multă lume am vorbit. Spre exemplu, materialul pe care l-am publicat noi în săptămâna de Rădăuți acum 2 ani cu holograful și tot ce s-a întâmplat acolo a avut în jur de 20.000 de vizualizări. Nu am avut o opinie, am căutat o opinie pozitivă la activitatea primăriei de acolo și nu am găsit-o. Ceea ce înseamnă că zona aceasta de fericire și de opinie pozitivă vine doar din partea funcționarilor direct implicați în activitatea de măsurat terenul de închiriat fiecărei tarabe de acolo și de negoțat diversele activități pe care primăria le desfășoară în zona aia. Mai degrabă acolo. În rest, toată lumea e fericită pentru că, așa cum vă spuneam, este pentru toți. Am înțeles. Asta m-ați provocat, eu nu vreau să vorbesc. V-am provocat, dar cum să vă spun, la mine era următoarea chestiune. Săptămâna trecută au fost zilele Sucevei, da? Săptămâna asta urmează zilele Rădăuțului. Era normal să vorbim, să povestim puțin, nu? Da. Eu constat că sunt alte probleme, destul de importante. Eu sunt extrem de curios cum va arăta în acest an raportul comisiei constituite la nivelul Consiliului Local cu privire la verificarea cheltuielilor realizate cu această activitate. Anul trecut consilierii au înființat o asemenea comisie. În mod normal, oamenii rădăuțeni trebuie să fie informați cu privire la modul, spre exemplu, da? Cât a costat sau care e valoarea facturii la energia electrică, factură plătită an de an de primărie, în contul celor care utilizează, celor cu terii bombe, spre exemplu. Da. Da, rădăuțenii ar trebui să știe cât plătește municipiul pentru ca acele terii bombe să poată funcționa pe curentul primăriei, că noi nu plătesc ei de acolo. Și de ce să le explice rădăuțenilor de ce sunt datori ei rădăuțenii să plătească factura la curent proprietarilor de terii bombe? Spre exemplu, așa, o întrebare simplă, nu? Și acea comisie înființată la nivelul Consiliului Local ar trebui să dea astfel de explicație. De regulă, organizatorii vin și spun, da, am plătit factura asta, dar știți că toți cei care au închiriat spații ne-au sponsorizat cu chestia asta. În mod evident, este un circuit al banului acolo, care la un moment dat ar trebui verificat mai atent de unii și de alții. Pentru că nu înțeleg de ce un comerciant, spre exemplu, care plătește o valoare pentru chiria terenului din centrul municipiului, este el dispus să sponsorizeze nu știu cât sume de 3-4 ori mai mari decât chiria. Acolo eu nu prea înțeleg mecanismele care duc la astfel de lucruri. Noastră, dacă închiriați o bucată de teren, v-ați terminat obligația față de... Deci ați mai sponsorizat de 3 ori valoarea pentru factura la curent a celui cu 3 bombe din partea cealaltă? Așa, o întrebare. Așa. Plus, activitățile de la Casa de Cultură poate vor fi mai atent analizate de cineva la un moment dat, pentru că prea e mare acolo, așa, e fericirea. Da? Și cu Festivalul Arcanul, care, de la Dumnezeu să-l ierte moartea domnului Băncescu, lucrurile așa au ajuns într-o... Prea mult se plimbă unii prin Dubai. Și Festivalul Arcanul a devenit acum dintr-o dată așa zonă de compensare. Vin tot felul de, nu știe nimeni pe ce cheltuiel și așa mai departe, are buget separat. Poate ar fi timpul și la Casa de Cultură, domnule primar, să mai verifice cineva sau domnilor consilieri, că îi aveți în subordine. Să mai vedeți ce mai face și acel domn care cu plimbările lui și cine se mai plimbă pe lângă domnul director de la Casa de Cultură, pe unde se mai plimbă. Și de ce trebuie Rădăuțiu să plătească facturile pentru acești oameni? Care e beneficiu pentru Rădăuți că s-a plimbat, nu știu, director de la Casa de Cultură prin Dubai. Asta așa, că tot suntem începem zilele Rădăuțului și trebuie să ne veselim.
Hai să ne veselim și noi de dumneavoastră, numai dumneavoastră de noi. Stimați telespectatori, vă dați seama și nici măcar nu l-am stârnit? Adică, eu mai am subiecte pe dimineața asta, așteptam să se încălzească ușor, de el deja e pe turbo. Mă uitam și eu la ceas, vă dați să nu le ratăm dacă... Păi, nu, acum știi, din tot ce ai zis, ok, deci, frate, eu știam că e Republica Independentă Rădăuți, că erau, dar era în altă poveste. Domnul Cotos, ținem aproape pentru că ne interesează foarte mult ce se petrece la Rădăuți și faptul că nu se întâmplă lucruri bune. Acum, din toate câte mi-ați spus, v-am zis așa, m-am trezit mai tare decât a reușit să mă trezească cafeaua. Asta până în momentul de față. Oricum, printre altele, aveam o mare dilemă. Oare cum se cheamă, știi, cetățenii din Dubai, dubaieni sau cum? Asta e clar că sunt rădăuțeni. Funcționarea oricine acolo din Rădăuță își permite să ajungă acolo. Nu oricine. Dacă ești în anturajul unei anumite persoane care face grupuri și pleacă, ei pleacă. Și până vin, ceilalți vin încoace și factura o plătește rădăuțeanul. Sau e din sponsorizarea despre care vorbeam. Ok. Reciprocități se numesc. Da? Voi la noi, noi la voi. Numai că e unii doar. Legea lobby-ului, da. Da. Ei, asta este. Și acum eu să mă veselesc, vai ce zile, asta este. Monitor, Obiectiv, Craiova sunt ziarele pe care le avem la dispoziție. Asta ca informații locale și, bineînțeles, că avem și chestiuni importante de dezbătut de aici. Dar, mai presus de toate, îndrăznesc eu să spun, astăzi avem în Parlamentul României... Da, astăzi este... La ora 15. Cum se dice la voi în România? Se validează sau... Votul de validare. Votul de încredere, votul de încredere pe care îl primește premierul României, Tudose. Mihai Tudose. A reținut bine? Mihai Tudose îl cheamă, nu? Nu îl reține nimeni, dar numele nu... Încă. Nu știu. Dar, după cum a spus, nu cred că era legătura cu celebrul, un personaj spion din Marea Britanie. Nu știu de asta. Bond, James Bond. Mai degrabă, din câte înțeleg, și ne-am uitat peste componența noului guvern, mai degrabă cu personajul sovietic. Știți glumița acum, nu? Se întâlnește Bond în aeroport cu reprezentant, cu omologul sovietic, nu? Așa, nu știu. Vă rog să-l spuneți. Bond, James Bond, gay, Sergei, da. Tudose, Mihai Tudose. Deci, nici măcar din această zonă, în acest film nu putem plasa ceea ce se întâmplă în România. N-am înțeles, am mai spus-o și o repet, pur și simplu nu am înțeles ce a vrut PSD-ul și ce a vrut domnul Dragnea. Dacă cum, ați înțeles? Nu. Atât timp cât vedem componența noului guvern, din care lipsesc doar 2-3 personaje din guvernul Grindeanu, ceea ce înseamnă că oricând, printr-o remaniere simplă, acei miniștri puteau fi schimbați, fără toată gălăgia și fără... Păi nu. Tot ce s-a întâmplat în ultimele zile. Eu am înțeles. Și Grindeanu trebuia schimbat, nu? Dar de ce trebuia schimbat Grindeanu? Pentru că nu răspundea prompt, sau nu i-a răspuns probabil la telefon când a sunat prima oară șefului de partid, Liviu Dragnea. Da. Și s-au supărat. S-a supărat domnul Dragnea? Da. Deci totul ține de supărările domnului Dragnea. Da. De asta nu pot înțelege, pentru că eu consider că trăiesc într-o țară unde altele sunt mecanismele care pot declanșa astfel de situații. Da, nu supărarea unui om. Ieri am auzit lider al Partidului Social Democrat, nu al altăieri, nu. Ieri, lider al Partidului Social Democrat, care a spus, domne, ce tot atâta, ce mai vreți? Aia cu evaluarea a fost o vrăjeală. Da, drept dovadă, domnul Tudose, care era zero, a fost evaluat cu zero activitate, zero, știu eu, puncte duse la îndeplinire din programul de guvernare al PSD, nu guvernul de, asta, programul de guvernare al Grindeanu. Dar era 0-0-0. Da. Domnul cel care face evaluările pentru Vlasov, nu? Sau cum îl cheamă? Da. Vâlcov. Vâlcov, așa, Vlasov. Vlasov e... Da. Altceva. Vâlcov, da? Domnul Vâlcov a spus că actualul, sau că premierul desemnat este 0-0-0.
De asta spun, nu știu. Pur și simplu nu înțeleg de ce. 0-0-0. 3-0 ca să nu... Păi 3-0 ca să nu plagieze, da, până la capăt. Așa. Că am înțeles că ăsta e sport național. Plagiatul? Da. Da, da, un deci, om care... E curling-ul, da, și plagiatul. Bun. Din acest punct de vedere, clar, România a trecut printr-o criză. Nu, nu. Nu? Nu. România n-a trecut prin nici într-o criză. Deci astea au fost niște răbufniri, răbufneli sau cum vrei să-i spui, în interiorul Partidului Social Democrat. Că a afectat România? Da, dar România nu a trecut prin nici într-o criză. România... Guvernul era în România? Da! PSD, ALDE, într-adevăr, dar era România, da, da, nu, și a afectat a fost România. O criză, nu a fost o criză provocată de oamenii care au ieșit în stradă. Da, am spus-o asta. Nu a fost o criză provocată de unul din partidele de opoziție sau de o mișcare. A fost o criză creată, întreținută, susținută, exclusiv în sânul Partidului Social Democrat. A fost o criză care, din ce citeam, să vedem, poate nu o fi chiar așa, dar am înțeles că dacă... Am făcut performanță la nivel de imagine, colaborare, la nivel, la instituția prezidențială versus Statele Unite, Germania, Franța, adică Macron, Angela Merkel, Donald Trump, adică chestii de asta. Am înțeles că relațiile cu America sunt înghețate 6 luni de zile din momentul în care au început... a început cu tremurul ăsta la nivel guvernamental. Asta a fost... Adevăratul scop? În condițiile în care în România se desfășoară la ora actuală cel mai important exercițiu NATO. Strategic NATO. Da? Adică, bă, în fine. Iar la comunicație vedem acum un domn prieten cu un fost... Am citit în dimineața asta pe diverse site-uri credibile, să spunem. Consideră că propunerea făcută de ultima oră pentru comunicații un apropiat al unui... Al cui? Al unui domn care s-a ocupat de informații din partea Rusiei. Păi, am... dar adă-ți aminte că prima chestie care îți sărea în timpan era... deci, președintele României încă nu plecase din America și noi am aflat că conducerea partidului îi cerea marionetei numărul 1 pentru apropierea că asta a fost nu îi reproșa că nu a nu ne-a apropiat suficient de Rusia. De parcă noi ne-am mutat de pe hartă din zona asta. În fine. Parlamentul este chemat astăzi să voteze guvernul Tudose. Ce zice să vezi că nu trece? Așa, ca să închei cu informația parțială, da, pe care am dat-o, hot news-ul de astăzi, Lucian Șov a propus la Ministerul Comunicațiilor, fost partener de afaceri cu Boris Golovin, fost ofițer în spionajul armatei ruse. Deci asta e hot news considerată o platformă de știri credibilă. De asta... Nu, e cum se cheamă? E Băsistă, al Soros? Da. Băsistă, e E Bun. Împotriva nației. E... Asta e informația din dimineața asta. De asta am și... Eu am mai spus. Întotdeauna încerc să mă duc la extreme. Știi? Adică să văd ce spun maximă ea, ce spun maximă ăștia. Știi? Până acum am câteva. Adică ăștia sunt într-o parte, știi? Hot News. DC News. Toți aia sunt partea aia altă, știi? Emisiuni, la televiziune, adică te duci, părerea mea că e pierdere de timp să te mai uiți la unii care să încearcă să găsească un echilibru. Nu. No. Trebuie să te duci la extreme acolo să vezi ce și cum. De-aia, nu, de-aia, de-aia, nu. De aceea, eu îl propun pe de-aia să rămână acolo la agricultură, adică ar fi păcat să-l pierdem pe ăsta, e genial. De asemenea, viața e pustiu fără doamna Olguța. Da. Deci, nu, îmi pare rău, nu, n-are cum să nu fie. Dar am înțeles că să... fii atent! Domnul Liviu Pop propus ministrul Educației Naționale. Asta e recompensa că nu s-a dus cu Ponta. Ții minte? Deci, în condițiile în care l-a ajutat pe Ponta, știți, cu plagiatul. Cine a schimbat comisiile? Deci, băi, da, vezi tu. Ponta, ca să scape de faza cu plagiatul, schimba comisia, nu schimba legea. Acum ajung ăștia ca să-și protejeze averile, schimbă legea
ca să nu mai... Că, adică, domne, bare la Ponta a mai fost așa. Dacă ții minte, a fost colectivul, păi, cu nasoale, cu nu știu ce, ca să nu pice totul pe, pe partid, s-a dat la o parte, a făcut ce a făcut. După aia, partidul în, în decembrie a câștigat alegerile, la un an de zile, la niciun an, da? Oricine poate să spună orice, dar un lucru îl spun cu maximă responsabilitate. În campania electorală de anul trecut, niciun cetățean de la țară nu îl știa pe Dragnea. Deci asta să fie foarte clar, cu toate mega prezențele lui pe unde vreți și cât vreți. Toată lumea spunea, aia lui Ponta, da, cu ăsta votez. Deci anul trecut, în decembrie, adică oricât ar fi, Ponta încă, Victor Ponta era încă în, încă în cărți. Putere. Da? Și putere încă politică. Va fi, îndrăznesc eu să spun, dar o să mai discutăm noi pe subiectul ăsta. Toți cei care ne urmăresc la această oră și au fost implicați în campania electorală de partea Partidului Social Democrat, îmi dau dreptate. Nu-i așa, domnilor? Deci, era chestiunea de Ponta în, în decembrie, nici de cum de, de altceva. Dom'le, ăsta s-a dat la o parte, n-a făcut chiar orice. Păi când mă uit ce se face și cum se pune partidul Preș în fața lui Liviu Dragnea ca să-l scape, îmi dau seama că oamenii au o problemă, adică, și am încercat să identific de unde e problema asta. Și am aflat de unde e. După publicitate povestim.